Lecția a doua Lesson 2 Gramatică Grammar Personal pronoun Pronumele personal Pronumele personal înlocuiește substantivul și are două forme. El este fie subiectul, fie obiectul acțiunii. The personal pronoun replaces the noun and it has two forms. It is either the subject or the object of the action. Examples. Exemple. I am Minnie. It's about me. Eu sunt Minnie. Este vorba despre mine. You are Paul. It's about you. Tu ești Paul. Este vorba despre tine. She is Alice. It's about her. Ea este Alice. Este vorba despre ea. He is Andrew. It's about him. El este Andrei. Este vorba despre el. It is the cat. It's about it. Este pisica. Este vorba despre ea. We are a family. It's about us. Noi suntem o familie. Este vorba despre noi. You are brothers. It's about you. Voi sunteți frați. Este vorba despre voi. They are friends. It's about them. Ei sunt prieteni. Este vorba despre ei. Pronumele it poate înlocui lucruri, obiecte sau ființe, despre care nu avem informații legate de gen sau sex. Poate fi vorba despre o carte, un câine sau chiar despre un bebeluș. Există însă și excepții de la această regulă, acele obiecte care au gen. Spre exemplu, ship, vas, embarcațiune, are genul feminin. The ship is here. She is here. Vasul este aici. Este aici. La fel se întâmplă și în cazul unor țări precum Franța sau Marea Britanie. Tot acum vom învăța și cum anume putem adresa o întrebare în limba engleză. When? Când? Where? Unde? What? Ce? Which? Care? Who? Cine? How? Cum? Trebuie să mai știm și faptul că forma interrogativă răstoarnă construcția enunțului format din subiect și predicat. Astfel, I am devine am I. I have devine have I. Și tot așa. Să luăm câteva exemple. Where are you born? Unde te-ai născut? Where is Oradea? Unde este Oradea? What is your nickname? Care este porecla ta? What is your job? Care este slujba ta? What are you doing for a living? Ce faci ca să-ți câștigi existența? Which cat do you like most? Care dintre pisici îți place cel mai mult? Who is Peter? Cine este Petre? How is your job? Cum este slujba ta? How many children do you have? Câți copii ai? When do you come? Când vii? General concepts noțiuni generale Și acum trecem din nou la lexic. Avem de învățat cuvinte noi, foarte utile în comunicarea obișnuită. Days of the week. Zilele săptămânii. Monday. Luni. Tuesday. Marți. Wednesday. Miercuri. Thursday. joy friday fina saturday sumbata sunday dominica seasons anotim spring Primavara, summer vara autumn tuamna winter yarna months of the year Lunile anului January Ianuarie February Februarie March Martie April Aprilie May Mai June Iunie July Iulie August August September Septembrie October Octombrie November. Noiembrie. December. Decembrie. Countries, capital, cities, languages, citizens. Țări, capitale, limbi, cetățeni. Bucharest is in Romania. București este în România. I speak Romanian. Vorbesc română. I am Romanian. Sunt român. Athens is in Greece. Atena este în Grecia. I speak Greek. Vorbesc greca. I am Greek. Sunt grec. Sofia is in Bulgaria. Sofia este în Bulgaria. I speak Bulgarian. Vorbesc bulgara. I am Bulgarian. Sunt bulgar. Ankara is in Turkey. Ankara este în Turcia. I speak Turkish. Vorbesc turca. I am a Turk. Sunt turc. London is in England. Londra este în Anglia. I speak English. Vorbesc engleza. I am English sunt englez. Paris is in France. Paris este în Franța. I speak French. Vorbesc franceza. I am French. Sunt francez. Rome is in Italy. Roma este în Italia. I speak Italian. Vorbesc italiana. I am Italian sunt italian. Lisbon is in Portugal. Lisabona este în Portugalia. I speak Portuguese. Vorbesc portugheza. I am Portuguese. Sunt portughez. Madrid is in Spain. Madrid este în Spania. I speak Spanish. Vorbesc spaniola. I am a Spaniard sunt în spaniol. Berlin is in Germany. Berlin este în Germania. I speak German. Vorbesc germana. I am German. Sunt nemț. Budapest is in Hungary. Budapesta este în Ungaria. I speak Hungarian. Vorbesc maghiara. I am Hungarian. Sunt ungur. Warsaw is in Poland. Varsovia este în Polonia. I speak Polish. Vorbesc poloneza. I am a Pole. Sunt un polonez. Prague is in Czech Republic. Praga este în Cehia. I speak Czech. Vorbesc ceha. I am Czech. Sunt ceh. Moscow is in Russia. Moscova este în Rusia. I speak Russian. Vorbesc rusa. I am Russian. Sunt rus. Jim and I are very good friends now. We often meet and talk about many things. Jim și cu mine suntem buni prieteni acum. Ne întâlnim adesea și stăm de vorbă despre multe lucruri. Let's talk about us. Să vorbim despre noi. Well, Minnie, tell me something about you. Where are you from? E bine, Minnie, spunem ceva despre tine. De unde ești de fel? I was born in Baia Mare. I am from Baia Mare. M-am născut la Baia Mare. Sunt De la Baia Mare. Where is Baia Mare? Unde este Baia Mare? In Romania, of course. I am a Romanian. În România, bineînțeles. Sunt româncă. How old are you, Mini? Câți ani ai, Mini? I am 54 years old. And how old are you, Jim? Am 54 de ani. Dar tu câți ani ai, Jim? I'm 32 years old and I was born in London. Minnie, where do you live? Am 32 de ani și m-am născut la Londra. Minnie, tu unde locuiești? I live in London with my husband, L. And you? Locuiesc la Londra cu soțul meu, L. Dar tu, I also live in London with my wife, Paula. Mini, what are you doing for a living? Și eu locuiesc la Londra cu soția mea, Paula. Mini, tu cum îți câștigi existența? I am a teacher. I teach French in a private school. And you? Sunt profesor. Predau franceza la o școală particulară. Dar tu? Well, I'm an architect, but I work as a designer in a small company. Mini, how many children do you have? Ei bine, eu sunt architect, dar lucrez ca designer la o mică firmă privată. Mini, tu câți copii ai? We have two children, a daughter and a son. Emily lives in Cologne, Germany, and Peter moved to America recently. Now he lives in San Francisco with his family. And you, Jim, do you have children? Avem doi copii, o fică și un fiu. Emily locuiește în Köln, Germania, iar Peter s-a mutat de curând în America. El locuiește acum în San Francisco împreună cu familia lui. Dar tu, Jim, ai copii? Yes, I have a daughter, Lily. She is four years old. Da, am o fetiță, Lily. Are patru ani. Vocabulary. Let's. Hai să. Very. Foarte. Good. Bun, bună. Friend. Prieten. Often. Adesea. Many things. Multe lucruri. To talk about. A vorbi despre. Something. Ceva. From. De la. Din. I was born. M-am născut. To live. A locui. With. Cu. Wife. Wives. Soție. Soții. Teacher. Profesor. To teach a preda private privata school școală architect arhitect small company companie mică to move a se muta recently recent family families. familie familii not yet nu încă Don't forget. Nu uita. The personal pronoun replaces the noun and has two forms. It is either the subject or the object of the action. Pronumele personal înlocuiește substantivul și are două forme. El este fie subiectul, fie obiectul acțiunii. I am Mini. It's about me. Eu sunt Mini. Este vorba despre mine. You are Paul. It's about you. Tu ești Paul. Este vorba despre tine. She is Alice. It's about her. Ea este Alice. Este vorba despre ea. He is Andrew. It's about him. El este Andrew. Este vorba despre el. We are a family. It's about us. Noi suntem o familie. Este vorba despre noi. You are brothers. It's about you. Voi sunteți frați. Este vorba despre voi. They are friends. It's about them. Ei sunt prieteni. Este vorba despre ei. Pronumele it poate înlocui lucruri, obiecte sau ființe despre care nu avem informații legate de gen sau sex. It is the cat. It's about it. Este pisica. Este vorba despre ea? Poate fi vorba despre o carte, o țară, un câine sau chiar despre un bebeluș. The baby is in the garden. It is in the garden. Bebelușul este în grădină. El este în grădină. Există însă și excepții de la această regulă, acele obiecte care au gen. Spre exemplu, ship, vas, ambarcațiune are genul feminin. The ship is here. She is here. Vasul este aici. El este aici. La fel se întâmplă și în cazul unor țări precum Franța sau Marea Britanie France is an european country. She is european. Franța este o țară europeană. Ea este europeană. Great Britain is part of the United Kingdom. She is part of the United Kingdom. Marea Britanie este parte a Regatului Unit. Ea face parte din Regatul Unit. În limba engleză întrebăm: When? Când? Where? Unde? What? Ce? Which? Care? Who? Cine? How? Cum? Where are you born? Unde te-ai născut? What are you doing for a living? Ce faci ca să-ți câștigi existența? What is your job? Care este slujba ta? How is your job? Cum este slujba ta? How many children do you have? Câți copii ai? When do you come? Când vii? Who is Peter? Cine este Peter? Which cat do you like most? Care dintre pisici îți place cel mai mult? Let's remember which are the days of the week. Să ne amintim care sunt zilele săptămânii? What day is today? Ce zi este astăzi? Today is Monday. Astăzi este luni. Today is Tuesday. Astăzi este marți. Today is Wednesday. Astăzi este miercuri. Today is Thursday. Astăzi este joi. Today is Friday. Astăzi este vineri. Today is Saturday. Astăzi este sâmbătă. Today is Sunday. Astăzi este duminică. Let's remember which are the seasons of the year. Să ne amintim Care sunt anotimpurile anului? Spring Primăvară Summer Vară Autumn Toamnă Winter Iarnă Let's remember we are the months of the year. Să ne amintim care sunt lunile anului. January, January February Februarie March Martie April Aprilie May Mai June Junie. July Iulie. August August September Septembrie October octombrie November Noiembrie December Decembrie What you need to know about England and Great Britain Ce trebuie să știi despre Anglia și Marea Britanie London is in England Londra este în Anglia I speak English. Eu vorbesc engleza. I am English. Eu sunt englez. I am an Englishman. I am an Englishwoman. England is also called Albion because of her white coasts. Angliei îi se mai spune și Albion din cauza falezelor sale albe. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland consists of England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Regatul unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord este compus din Anglia, Scoția, țara Galilor și Irlanda de Nord.